emoție și recunoștință. Așa i-au întâmpinat bătrânii de la căminul din Mironești pe oaspeților de seamă. Norocul nostru în acest cămin, domnul Peianu, sufletul meu tot, domnul președinte, așa, este, deci, încă o dată, norocul nostru mare este acest colectiv al oamenilor de aici, care de la ultimul infirmier până la domnul Chirgeanu, șeful căminului, domne, sunt trup și suflet alături de noi. După ce le-au povestit invitaților despre necazurile, bucurile mărunte și amintirile lor, bătrânii au asistat la un spectacol special susținut de elevii clasei a 5-a de la școala Academician Marin Voiculescu din municipiu. Poți să-mi spui dacă te-a adus vreodată un profit sărbătoarea de Crăciun? Unchiule, Crăciun nu este și fericită. O zi de bunătate, de caritate, de dragoste și fericire. Cântarea lor frumoasă răsună până-n zor. Tânărul crai cu mult alai vine din ce hailerile. E nevoie ca să le calce pragul cât mai des și alți prieteni, cunoștințe din afară, pentru că asta reprezintă o bucurie mai mare decât orice alta pentru fiecare dintre ei. Ce le urați de sărbători persoanelor de aici, din centru? Le urez să aibă încredere în instituțiile care sunt obligate să aibă grijă de ei. Le urez să aibă zile liniștite, sărbători fericite, să aibă o masă de Crăciun, pentru că îi iubesc toți cei care lucrează în Direcția Generală de Asistență Socială. Urmăriți-l în seară în cadrul programelor informative mai mult din ce s-a întâmplat vineri 20 decembrie la Căminul pentru Persoane Vârstnice de la Mironești.